Salutare! Ce ne plac nouă românilor foarte, foarte, foarte mult? Păi ne plac ofertele, reducerile și mai ales gratuitățile. Ce primim gratis foarte mult și foarte des în construcții? De cele mai multe ori am văzut foarte multe oferte de preț cu montajul gratuit al ferestrelor. Cumpăr ferestrele care sunt doldura de bani, care sunt aproape cele mai scumpe componente raportate pe metru pătrat dintr-o construcție, pentru că o fereastră de bună calitate pleacă de la 200 de euro metru pătrat de fereastră și ajunge până la 600 de euro metru pătrat de fereastră, dar primi montaj gratuit. Eu am luat la un moment dat o lecție foarte dură de viață, lecția pe care probabil și alții dintre voi ați luat-o, cea în care there is no such thing as a free lunch. Adică nu există o cină gratuită fără rost. Cineva nu-ți dă o masă gratuită fără a avea un interes în spate. Și vine întrebarea, când un lucru este gratuit, de fapt, de unde este totuși plătit? Pentru că ai oameni care trebuie să aibă salarii, trebuie să aibă asigurări, trebuie să aibă taxe și impozite, ai deplasări, ai piese, ai scule, ai mentenanță și așa mai departe. Deci, cumva, lucrurile gratuite, de fapt, nu sunt gratuite, ci sunt topite ca să-ți ia ochii în prețul mare. Așa cum de multe ori există, nu știu, proiectare gratuită în sisteme, transport gratuit, care de fapt costă și așa mai departe. Și atunci, dacă tu cumperi niște elemente care costă câteva mii de euro spre câteva zeci de mii de euro, te bucuri de gratuitatea unui montaj. Adică, practic, ajungi să dai bani afară pe fereastră pentru că un montaj gratuit va fi gratuit. Și va fi, cum vorba românului, de toți banii. Pentru că asta înseamnă că vor fi folosite piese sau materiale de slabă calitate, se va acorda foarte puțin atenție și va fi presiunea foarte mare a vitezei de a se livra. Ei, ca să înțelegi un pic ce înseamnă montajul gratuit, așa tipic românesc cum îl primim noi, am făcut alături de Vlad Cioban un material video din seria de buleli în construcție, o serie lansată anul trecut și pe care acum o continui prin sezonul 2, în care în acest episod îți arătăm în mod specific diverse probleme ce au apărut în timp după o anumită perioadă de folosire a ferestrelor la diverse case, pe care Vlad Ciobanu de la ZECAV din Brașov le-a tot văzut pe șantiere străbătând patria în lung și în lat cu testele aferente eficienței energetice în construcții. Așa că urmărește în continuare acest material video în care vei putea să vezi și tu pe propria ta piele cum poți să ajungă în timp tâmplăriile dacă nu le montezi corect la casa ta. Acum, haideți să începem un subiect mai sensibil. Ok, ți-ai cumpărat cele mai performante ferestre, ți le-ai adus acasă. Cum le montezi? Pentru că asta e cea mai frustrantă parte. Adică poate fi cea mai frustrantă parte. De aici poți face diferența între veriga forte și veriga slabă a unei case, a unor ferestre. Vedeți, aici sunt ferestre de casă pasivă. Aproape, să zicem așa, dar montate un stil românesc, direct pe zid, cu spumă și vedem 50 de grade radiatorul, exact la câțiva centimetri de ramă și 4 grade toată îmbinarea asta. Și lista tot continuă, deci a sute de termoscanări pe ideea asta, pe principiul ăsta, atât la partea de jos, și o să vă arăt exact de ce apare acest fenomen, pe laterale, la Boian Drugi, deci tot la fel. 30 grade radiatorul, 11 grade la îmbinarea cu glaful, 10 grade îmbinarea cu glaful, tot la fel, un radiator la câțiva centimetri. Nu-i problemă, că dai radiatorul acolo, să preia diferența aia, vine aerul rece, se întâlnește cu aerul cald, se amestecă. Da, exact, că de aia punem calorifere, radiatoare sub ferestre, normal, nu? Da. Mai nou, se poartă și cârpa în geam, poți să cumperi din parcuri sau de oriunde o grămadă de buretei, o grămadă de chestii pe la uși, pe la ferestre și începi să-i pui peste tot ca să... Da. Din păcate... Șosețele la ferestre. Din păcate. Da, mai prosopul sau șosete sau... Dar sunt de cumpărat. Deci eu chiar am găsit într-un raion, dita mai... Așa, ori în formă de căței, ori în formă de bureți care pentru ferestre, deci pentru uși, pentru... No, mai glumă sau mai în serios, astea în timp îți generează foarte multe probleme. Deci acolo ai o zonă foarte, foarte rece, cum arătam înainte, 11, 3 grade, 10 grade, 11 grade. Deci odată ce ai scăzut, ai trecut de 12,6 către punctul ăla unde apare punctul de rouă. Și dacă ai și umiditate mare în casă,
Deja aici poți să ai o grămadă de mucegai, poți să ai o grămadă de probleme. Deci, uite, un boian drugă, ăsta are 12 grade, deja are mucegaiul pe el. Și astea, săracile apartamente sau case, multe sunt pline. No, tot așa, 16 grade în timpul măsurătorilor, 15 grade, dar tot. Mucegai, mucegai, deci clar că a fost mult mai frig în zonele astea. O să vă arăt imediat. Asta știi, când spune cineva, lasă, boss, că merge așa. Da, exact. Asta, de fapt, asta știi, știi din ce capitol e? Asta e din capitolul ăsta, știi? Stai. A, tare, tare. Am văzut eu niște chestii. Foarte tare. Da, cine deci, ți-a lucrat aici, mă? Urmează. Foarte tare. Foarte tare ideea. Din păcate, am tot întâlnit foarte multe. Când ești chemat să vezi, nu prea mai ai ce să faci. În cazul ăsta, cam trebuie schimbate. De afară nu prea mai poți intervii, că ar trebui să supraizolezi și ajungi să mănânci toată sticla, toată rama. Și ar trebui remontate ferestrele, ar trebui... Deci, chestiile astea trebuie gândite și proiectate altfel. După aia urmărit în șantier să respecte indicațiile. Deci, totuși, montajul ferestrelor ar trebui făcut conform unor calcule. Și... No, pe afară, le vezi invers. Unde ai zone, cel puțin unde ai boian drugi, deci zone de beton izolate mult prea puțin. După ce să vă arăt, se pune fereastra pe zid și ai venit cu polistirenul de 2, de 1, de 2, de 3 și ai acoperit, și paleții, zidul. Zonele alea le expui frigului, vezi, cum e aici, foarte fierbinte, toată zona de boian drug, ai un polistiren de 10, da, ai un 10 grade, nu, fațada undeva la un grad, aici dita mai căldura, care pleca în continuu din casa ta, strict prin zonele astea de din binări, no, tot așa. 14 grade, tot ce înseamnă partea asta de boian drug de beton armat, care era mult prea puțin izolat, deci era expus frigului, era mult prea puțin izolat și atunci pierdea foarte multă, foarte multă căldură. O simplă diagramă, o simulare de punte termică, adică avem zidul, avem termoizolație, avem termosistemul întors pe zid, cu fereastra la mijloc, așa. Așa trebuie. Clasicul montaj. Da. Și atunci căldura migrează cât poate prin sticlă, prin ramă, la fel cum am arătat înainte, prin coeficienții dați de producător, prin zid la fel. Dar foarte mult vede că pe aici poate circula în voie, care are doar un 2-3 cm. Și atunci o cantitate destul de mare iese strict prin zona asta. Duci când aici și toată umiditatea, începe aici să apară mucegai. Zona asta, vedeți, apare undeva la 7 grade. Și dacă ne uităm la curbele astea, deci tot ce înseamnă partea asta, vedeți, asta albastru, e frig la minus 2 grade. Deci îngheață undeva până pe aici. Deci tot ce înseamnă beton, cărămidă, undeva abia pe aici la 6 grade, 10 grade. Deci tot ce înseamnă partea asta îngheață în permanență. În permanență. Nu avem cum să păstrăm sau să termoizolăm o clădire sau mase de beton, boian drugi, ziduri, cu doar 1, 2, 3 cm termoizolație de polistiren sau vată sau ce-o fi el. Și asta vedem simplu când am tot desfăcut clădire. Vedeți? Montaj tipic la margine, la mijlocul zidului. Aici am dat tot de pe fațadă și a rămas acel 2 cm despre care vă povesteam în simulare. Vedeți? Bine, aici e parte. Dar și ăsta e de jur împrejurul ferestrii, că așa se face. Deci, au venit, au pus fereastra și au dat spuma și au plecat. Și aici vorbim de același montaj de multe ori pentru ferestri de câteva sute de euro, care, zicem, că te-ai dus și le-ai cumpărat din Dedeman, le-ai luat de pe raft și le-ai pus. Da, așa, nu știu, nu condamn. Sau vorbim de proiecte în care se bagă zeci de mii de euro, de multe ori cam la fel. Deci cam la fel. Cheltuim enorm de mulți bani pe ferestre, foarte, foarte performante. Deci astea performante, vă dați seama, pleacă de la 200 și ceva, 250, 300 și poate să ajungă până la 600 de euro metru pătrat.
de fereastră. Am avut case unde au fost ferestrele 80.000 de euro, 60.000 de euro. Și cheltuim, luăm din ofertă, adică luăm ferestrele cu montajul ăla gratuit, zicem așa, că e montajul, la toate ofertele scrie, montaj gratuit. Da. Deci asta e durere. Când văd asta, e jale. Deci nu sunt deloc abil. Primești montaj de toți banii, știi? Da. Și montajul gratuit în felul următor. Las un armat producătorul, vânzătorul cu... N-am nimica, dar trebuie schimbată toată treaba asta. Nu se mai poate. Mentalitatea asta, dar nu merge așa. Nu se poate. O să super, o să ne punem în cap că aici e o industrie care... Aoleo, orică. Dar nu se poate. Deci omul ăla investește, dă 20, 30, 40, 50 de mii de euro, că avem case, tu știi ce case și cât costă ferestrele, nu? Așa, și vânzătorul sau montatorul vine cu tuburi la 10 lei, 5 lei de spumă. Este cel mai ieftine că doar montază gratis? Da, nu contează. După aceea dă niște spumă acolo. Nu contează că fereastra nu-i custom made, că au rămas spații, că nu contează. Ba, spumă. Și spuma aia cam ceva de genul atârnă cam peste tot, în multe proiecte. Dacă nu e perfect, azi, domnule, mai bagă și tu niște cărămidă, că asta e, nu a ieșit proiectul cum trebuie, nu? Sau fereastra a ieșit mai mică din fabrică, sau... Nu, mă, astea sunt grile integrate de ventilație în fereastră, măi, Vlad, n-ai înțeles tu. Doamne! Băi, uite, vezi? Toată viața înveți. Da. Și tot așa. Și atunci cheltuie o grămadă de bani. Da. Și de fapt, uite ce primești. Uite ce primești. Mai ținut, deci n-am nimic cu spuma. Și noi, și eu folosesc spumă, și Marius folosește spumă, și toată lumea. E o chestie, e o invenție foarte faină. Că nu, unele spații, n-ai cu ce să le pui acolo. Dacă e o spumă de calitate și trebuie, n-ai ce să bagi acolo ca să da, adică prea foarte bine toleranța între două spații neuniforme, dar de amintit că trebuie să folosești spumă de calitate cu celulele închise și întotdeauna să o protejezi cu folii, cu membrane sau cu alte materiale care au acest rol de protecție. Că vorba aia, toți ne luăm tricouri pe noi, dar peste tricou mai ești o geacă, mai ești altceva. Deci fiecare material are un anumit rol, dar nu cumva e neglijată relația cu alte materiale. Uite și acolo, membrana cu crampoane pusă direct la fundații, cu rol de hidroizolație, da, mai mult ca sigur, și Doamne ajută. Ideea e că la spumă ai pus-o și dacă ai întârziat cu fațada, ea ajunge ceva de genul, chiar să și carbo, adică să distruge, nu mai ai niciun... Se mănâncă la ultraviolete. Se mănâncă la ultraviolete, da, exact cum e aici sub ăsta. Și atunci, de jur împrejurul zidului, deci tu ți-a izolat foarte bine zidul. Acum am trecut de la 10 cm, am înțeles de ce nu trebuie 10 cm, ce nu pune pe mămăliș și multe alte lucruri. Am trecut la 15, 20 cm, 30 cm. Ai pus ferestre foarte, foarte performante, ți-ai chinuit, ți-ai luat cele mai scumpe ferestre, dar de jur împrejur, practic îi lași niște găuri, că asta devin, niște găuri și niște... dai seama că pe aici circulă numai și orice vânt, orice vapor. Uite ce e pe aici. Și atunci ai dita mai autostrada de jur împrejurul ce vedeam în termoscanările anterioare. Da? Deci toate astea. E, asta una la mână. Doi la mână. Montajul pe zid și expunerea la frig a colțului ăsta, iarăși nu este deloc sănătoasă pentru eficiența energetică a casei tale. Adică avem mai multe componente, de fapt. Avem eficiență energetică, consum de, care vine la pachet consum de energie, da. Avem confort și avem durabilitate. De fapt, corect. Sunt trei lucruri mari și late, care cel puțin două dintre ele le resimțim. Putem să neglijăm eficiența, zicem, băi, aia merge centrala pe gaz, câteva sute de lei pe an. Da, mucegaiul apare mai repede, mai târziu, de frig, ne frig acolo și nu e confortabilă casa. Nu-i deloc. No, eu cu ce am avut prin birou, de prin monstrele adunate de pe șantiere și așa, am simulat mai băbește să fac să înțeleagă lumea cât mai simplu toate fenomenele astea.
Deci ce avem aici? Avem fereastra montată direct pe zid, un solbanc, glaful. Dacă se întâmplă să-i pună direct solbancul pe zid și n-are loc spațiu, atunci e condamnată persoana să nu mai poată pune nimic aici. Și atunci glaful de aluminiu, sau am avut case unde s-au pus glafuri de pun de ceramică, mai pun de nu știu ce, cresii sau alte lucruri, atunci asta stă direct pe zid. Deci e catastrofal acolo. La fel aici. Atunci toată zona asta e expusă, e expusă frigului și implicit ne răcește toată zidăria. Ca și soluții, trebuie să vedem, trebuie să ne gândim singuri un pic cum facem să reducem expunerea la frig a zonei ăstea și tot ce înseamnă partea asta, da? Și atunci, să zicem, poate reușim măcar să ridicăm mai sus, să punem o termoizolație sub dar asta e, da, asta e cea mai și asta nu vorbim de performanță energetică, ci de îmbunătățire a situației astea un pic, da? Și soluția ar fi să mutăm cât mai în mare parte, cât mai către exterior un pic fereastra. Și asta vorbim pentru toate tipurile de fereastre. Dați seama, unde avem cărămidă e simplu, dar unde avem blocuri, care acum blocurile stoate, numai diafragme. Deci avem expunere la frig. Betoane, exact. Și avem dijur împrejur, expunere la frig, paleți care trebuie să izolați cu 2-3 cm, cu 1-2 dacă încape, și deja devine o mare problemă. Și atunci, măcar mutarea către exterior, la față, tot am reduce expunerea aia la frig, măcar, adică o expunere considerabilă la acelei zone. E, tot ne rămâne colțul ăsta. Atunci, ori venim cu un profil de compensare și mutăm mai sus și atunci între frig și zona noastră avem măcar un 3, 4, 5 cm, depinde cât putem... Bun, acum dacă asta e prevăzut din proiectare, asta se poate rezolva. Da. Aici, în mod specific, avem un recadru, avem da. un profil de purenit de compensare. Aici, da. Profil termoizolant. Poate fi și profil din PVC, poate fi din mai multe lucruri sau... Poate fi și practic. Materialele sunt, doar trebuie să înțelegem de ce e nevoie de fapt de acea bucată de material extra acolo, dacă facem montajul nu pe precadru, ci la fața exterioară a zidăriei, care e cumva, din punctul meu de vedere și din studiile care am făcut și cu Darius, e limita de cea mai de jos acceptabilă în montajul unei ferestre, zici, băi, la limita corectitudinii. Da, nu avem nici bani de montaj pe exterior, nu vrem nici casă pasivă și asta e. Dar măcar să-l montăm câtuși de cât, să reducem riscul de răcire a glafului, a betonului, a cărămizii sau altor elemente. Aici deja vorbim de o înălțare mult mai mare. Da, depinde acum. Aici am specific un profil de foam glass. Și am folosit, asta e foam glass, da. Am folosit la casa Fărcaș din Cluj, la ușile de la balcon, pentru că avea o terasă unde am coborât placa, am termoizolat placa și am folosit pentru montarea ușilor mari de la acel balcon, am folosit profile de pietriș, de spumă de sticlă expandată, care astea sunt cărămizi rezistente la compresiune. Și asta e într-adevăr o variantă... Da. Da. Bine, dar e foarte scumpă. Asta e ce am avut și eu acum prin birou, că aveam o mostră și îmi trebuia ceva să înalț mai tare fereastra ca să explic fenomenul fizic. Sunt cazuri și cazuri. Oricum, cel mai ok e să muți complet pe exterior, că deja de aici până aici vorbim de un 10 cm, 8-10 cm, cât îmbraci și mai mult rama. Deci expunerea la frig a zidului foarte, foarte mic. O să vă arăt imediat o zi să înțelegeți mai bine despre ce vorbesc. În mare parte, deci doar mutarea, ca să recapitulăm, în mare parte doar mutarea la față salvează enorm de mulți kilowați, plus că te poate salva de muțegai,
că nu mai ai dita mai, adică jumate din cărămidă expusă la frig sau dita mai Boiandrugu, jumate din Boiandrugu expus la frig. Deci doar asta te poate salva și cu pici pe colo mici îmbunătățiri. Și atunci vedeți cât e de simplu, dar dacă nu nu-i acord atenție, nu-i acord, da, exact. Și las, domne, că noi de o viață tot montăm, pii tu acum să... Păi da, știi cum e, că m-am întâlnit și eu cu chestia asta cu de o viață montăm. Într-adevăr, montajul a început să fie, adică am început să preluăm diverse detalii, doar că la momentul respectiv nu au fost duse neapărat până la capăt și e o vorbă în care ai făcut odată prost și de atunci tot repeți. Adică experiența nu înseamnă, sau faptul să zici că am făcut de 5 ani, de 10 ani fac așa, nu înseamnă că ai experiență, înseamnă că ai făcut greșit și continui să faci așa. Einstein zicea că una dintre definițiile nebuniei este să faci mereu același lucru, dar să te aștepți să ai rezultate diferite, știi? Da, îți dai seama. Poate că una dintre concluziile pe care le-am putea trage de fapt împreună după acest material video este că o tâmplărie foarte bună, dar montată prost, pe care ai dat o grămadă de bani ca și tâmplărie, poate să ajungă de fapt în timp să se comporte la fel de bine ca o tâmplărie proastă, dar montată mai bine. Adică e ca și cum ți-ai fi luat o haină de bună calitate, doar că este cu un număr mai mic, sau nu se închide fermoarul, sau nu se petrece cu pantaloni. De-aia este important să acordăm atenție fiecărui detaliu și să nu facem rabat, mai ales în zonele vitale. Vă mulțumesc că ați urmărit acest material video făcut în seria de buleli în construcții. În episodul următor vom vorbi despre probleme de montaj ale ușilor de intrare, pentru că este un alt capitol destul de mare pe care încă nu l-am tratat și urmează. Dacă vrei să vezi mai multe soluții despre cum se montează corect ferestrele, ți-am lăsat un playlist dedicat ferestrelor, pentru că am prins la un moment dat o pasiune pentru acest lucru. Dacă cumva te uiți de pe televizor sau de pe tabletă, s-ar putea să nu vezi playlist-urile respective. Cel mai bine este să intri pe telefon sau pe calculator sau pe laptop, cred că chiar și pe tabletă, în aplicația de YouTube, să te duci pe canalul meu la seria de playlist-uri și acolo să găsești playlist-ul tematic dedicat în care ai ordonate în modul în care trebuie să te uiți la fiecare video ca să înțelegi cel mai bine tot acest subiect legat de ferestre. Dacă v-a plăcut acest material video, dați un like să știm și noi că v-a plăcut. Dați-i mai departe către prietenii voștri să evite și ei probleme în viitor și dacă chiar țineți la noi, veniți în comunitatea șoferite.ro unde puteți deveniți calfă, ucenic sau meșter. Ne vedem cu bine în următorul material video.